Ziua. Astăzi, în ședința de guvern, începem prin a rezolva unele inechități existente în rândul personalului bugetar. Aprobăm o majorare salarială de 10% în două tranșe, în iunie și septembrie, pentru mai multe categorii de salariați din administrația centrală și locală. Vorbim în special despre angajații din cultură, de la Registrul Comerțului, agențiile de mediu și funcționarii din primăriile sub 20.000 de locuitori. Sunt zone rămase în urmă cu salarizarea față de restul bugetarilor și este corect să luăm o decizie în raport cu cât permit finanțele țării în acest an. Am văzut că există nemulțumiri față de această majorare, considerată prea mică. Chiar în guvern sunt angajați care protestează, susținând că muncesc prea mult pentru 1.000 și ceva de euro pe lună. Cred că atât la guvern, cât și la Parlament și în alte zone administrației, atât centrale și locale, putem găsi soluții pentru structuri de personal mai suple. Din economiile făcute, pot fi mărite apoi salariile celor care merită. Și ministerele restante trebuie să finalizeze reorganizarea până pe 30 iunie ca să reducem numărul bugetarilor, cum s-a întâmplat în fiecare lună din acest an. Lămurim și subiectul de contării unor cheltuieli pentru ochelari și dăm posibilitatea angajatorilor să ofere această facilitate salariaților, în limita de 500 de lei de persoană. Am plafonat această sumă după ce unii funcționari publici s-au gândit că își pot deconta ochelari care costă 1.000 de lei. Majorăm indemnizațiile lunare pentru copiii și adulții cu handicap grav, începând cu banii pe luna iunie. Este a doua creștere după cea de la începutul anului, fiind obligatorie în urma majorării valorii indicatorului social de referință din martie. Vor beneficia de această măsură circa 390.000 de persoane. Repet, pentru copiii și adulții cu handicap grav. Validăm azi ajutorul de stat pentru compania Tarom de aproape 100 de milioane de euro. Avem deja acordul Comisiei Europene. Există acum toate condițiile ca Tarom să ia măsurile necesare pentru a deveni la fel de eficientă precum competitorii săi. Aprobăm un memorandum prin care organizăm regim de urgență reluarea exporturilor și tranzitului de carne și animale vii în Turcia. Este una dintre cele mai importante decizii economice luate în cadrul vizitei oficiale de zilele trecute în discuția cu președintele Erdogan. Măsura aduce beneficii consistente crescătorilor noștri de animale, practic le redeschidem accesul pe o piață uriașă. O altă decizie majoră vizează noul pachet de ajutor pentru Republica Moldova, adoptat prin ordonanță de urgență. În primul rând, continuăm exportul de energie, măsură esențială pentru supraviețuirea economică a fraților noștri. Astfel, planul Rusiei de a îngenunchea Republica Moldova folosind arma energiei a eșuat. Al doilea palier de sprijin este educația, ca parte a acordului nostru bilateral. Vă mulțumesc!